Salutare, dragi prieteni! Nici timpul rău de afară nu ne oprește să facem persoanele dragi fericite. Astăzi am venit să-l felicităm pe domnul Fiodor cu aniversarea celor 52 de ani. Iar surpriza vine din partea scumpei soții. Haideți să mergem să-l felicităm! Bună seara! Și la mulți ani! Bună ziua! Și vreau să vă întreb cine ne-a trimis să vă felicit într-un mod mai deosebit. Cine ne-a trimis la dumneavoastră? Doamna cu mătranțelă. Mai sunt persoane care au putea să vă facă această surpriză? Copii. Uitați-vă, noi avem pentru dumneavoastră așa un buchet bărbătesc pentru un bărbat adevărat. Și avem și un mesaj de felicitare în care scrie cine vă felicită într-un mod mai deosebit. Doar cu acordul de dumneavoastră am să citesc mesajul, dacă ne permiteți. Da, poți eu. Aceasta este pentru că plouă afară, este un pic crud acest buchet. Și am să dau citire mesajului. Ne-am întâlnit întâmplător, dar să știi că nimic nu-i întâmplător. Destinul ne-a unit ca să ne arate că viața în doi e cu mult mai frumoasă. Eu vreau să-ți mulțumesc că mă faci să zâmbesc mai mult. Îți mulțumesc de încurajare în momente dificile ale vieții. Îți mulțumesc pentru cafeaua de dimineață savurată împreună și multe, multe monede, toate simple, dar care înfrumusețează momente din viața mea. Dumnezeu să-ți trimită sănătate, putere și fericire, să nu te îngrijorezi niciodată de vremurile rele, pentru că în orice circunstanță în casă, mereu te va aștepta confortul și căldura, iar inima mea, dragostea și grija. Nu mă rămâne decât să-ți spun un mare la mulți ani din partea scumpei dumneavoastră, la mulți ani scumpele de dumneavoastră. Și cred că merită un sărut acest barbar. La mulți ani, la mulți, mulți ani. Să te rog, eu scăd.
acum, bărbați, până nu te-ai. Eu mă ascult ca să te știu pe tine, bărbatul meu cel mai dorit bărbat. Pe sunt și spun că este bine, când ești alături cu brațul de bărbat. Aniversare de 52 de ani și eu cred că dumneiei a reușit să vă facă ziua mai frumoasă, mai specială, mai deosebită și știu că aveți un cuvânt de mulțumire pentru dumneiei. Îți mulțumesc, dragă dumneavoastră! E trăit!